În săptămânile care au trecut, în aceste zile care s-au scurs, am citit o carte care m-a marcat cumva într-un mod mai deosebit față de alte cărți pe care le-am citit. Cartea aceasta avea titlul Când Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Și m-a atras de prima dată când am văzut-o la librărie, m-a atras titlul acesta și am vrut să o iau, să o răsfoiesc puțin și să văd despre ce este vorba și am zis, dacă sunt câteva lucruri interesante pe care le citesc, așa la prima vedere o să o cumpăr. Pentru că sunt curios să văd ce ar putea spune omul acesta. Așa că am cumpărat cartea aceasta și citind, am descoperit inima unui om frământat, un om care i-a pus multe întrebări lui Dumnezeu, un om care a trecut prin multe lucruri în viață și prin multe încercări, prin multe situații dificile. Dar în principal, omul acesta mărturisește că a investit într-un mod deosebit și a investit viața lui și viața familiei lui în ceea ce înseamnă o viață de rugăciune. S-a pus deoparte cu familia, s-a pus deoparte mai mult decât atâta el într-un mod personal, să investească în rugăciune și să ia rugăciunea în serios. Să nu își permită să sară peste timpul de rugăciune, ci de fiecare dată cu credincioșie, în fiecare dimineață, să se trezească și să investească în timpul acesta de rugăciune petrecut cu Dumnezeu. A făcut lucrul acesta timp de mulți ani de zile și una dintre rugăciunile pe care omul acesta le rostea era, Doamne, te rog să-mi păzești familia. Și acum cu siguranță că cei mai mulți dintre noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească familiile și să aibă grijă de familiile noastre. Doar că omul acesta nu lua rugăciunea aceasta cu privire la familia lui, nu o lua într-un mod superficial. Nu o trata ca pe o rugăciune pe care o spui de obicei. O trata cu seriozitate și se gândea și avea motive întregi, liste de rugăciune pentru fiecare membru din familia lui. Și mărturisește el în carte cum într-o dimineață s-a rugat, s-a trezit ca să fie credincios și să investească în timpul de rugăciune pe care și-l propusese cu Dumnezeu. S-a trezit, s-a rugat, au făcut ce aveau de făcut în fiecare zi, au plecat la servici cu mașina împreună cu familia. Doar că mărturisește omul acesta că undeva pe drum, în timp ce se pregăteau să ajungă la servici, un șofer neatent a venit și a lovit cu mașina. A lovit mașina lor și în acest accident, soția lui și una dintre fetele lui au murit. Și în mintea acestui om apare întrebarea asta, de ce în dimineața aceea Dumnezeu nu mi-a ascultat rugăciunea? Și așa ajunge să scrie cartea aceasta, când Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Deși a investit timp, deși a investit resurse, deși și-a investit familia în timpul acesta de rugăciune, se pare că în momentul acela, concluzia pe care el o trage este că Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea. Vom vorbi în dupămasa aceasta despre investiții spirituale care rodesc. Și una dintre aceste investiții este tocmai rugăciunea. Una dintre aceste investiții deosebite pe care Dumnezeu pune un preț extraordinar este rugăciunea. Ne putem investi viața noastră personală în rugăciune, putem investi familia noastră și să ne punem împreună în rugăciune, putem aduna biserica în rugăciune. Și ce vedem în capitolul acesta sunt investițiile poporului în rugăciune și post, care în momentul acesta, în capitolul acesta 8, rodesc. Ce vreau să spun cu asta, aș vrea doar să vă amintesc că în capitolul 4, oamenii aceștia s-au rugat și, îndemnați de Estera, s-au adunat la un loc, mai mulți evrei, și au stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru ca Dumnezeu să le scape viața. Porunca fusese dată, edictul acela fusese dat deja de împărat, fusese pecetluit cu inelul împăratului și trebuiau să moară toți după legea care fusese dată.
Acum Estera vine și pune poporul și se adună toți ca să se roage și să mijlocească înaintea lui Dumnezeu ca el să le scape viața. Și investiția aceasta în rugăciune, timpul acesta pe care ei îl petrec în rugăciune, rodește în capitolul 8. În capitolul acesta se văd roadele rugăciunilor și roadele acestea se văd în mai multe feluri în capitolul acesta și dacă citim primele două versete, vom vedea cum investiția în rugăciune se vede în capitolul acesta, în primele versete, în primul rând, prin înălțarea lui Mardoheu. Uitați-vă ce spune versetul 1. În aceeași zi, împăratul Ahasveroș a dat împărătesei casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor, și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Observați cum în momentul acesta se întâmplă o binecuvântare în viața lui Haman. Este o înălțare a lui Haman care reiese din faptul că s-au rugat, din faptul că ei au știut și au înțeles că în urma unor legi pe care le dă împăratul, în urma unor lucruri pe care le hotărăște cineva, ei trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu și să se roage. Au venit, s-au rugat, au stat acolo credincioși și Dumnezeu i-a ascultat, Dumnezeu i-a binecuvântat. Și se vede asta prin înălțarea aceasta lui Mardoheu și înălțarea aceasta și cinstea aceasta în viața lui se vede prin faptul că, așa cum am citit în textul acesta, împăratul ia inelul de la Haman și îl dă lui Mardoheu. Inelul acesta avea un rol important și cum am auzit în citirea textului, dacă împăratul ar fi scris o poruncă, dacă împăratul ar fi scris o lege, singurul mod în care legea aceea ar fi fost valabilă, modul în care legea aceea ar fi luat-o oamenii, ar fi citit-o și ar fi spus da, trebuie să o ascultăm, era ca ea să fie pecetuită cu inelul împăratului. Dacă nu era așa, oamenii n-ar fi ascultat. Însemna că nu este din partea împăratului și responsabilitatea lor nu este să împlinească lucrurile acelea. Dar dacă era pecetuită cu inelul împăratului, responsabilitatea tuturor oamenilor era să respecte lucrul acela. Și iată că inelul acesta, până la un moment dat, l-a avut Haman. Și dacă scriau o lege, inelul acesta era la Haman, care îl punea și pecetulea scrisoarea și o trimiteau și toată lumea trebuia să păzească ce scrie acolo. Cinstea aceasta se ia de la Haman. Haman a fost omorât deja în momentul acesta în care ne aflăm noi în capitolul 8. Îi se ia inelul și îi se dă lui Mardoheu. Acesta este un semn de cinste. Este un semn de înălțare, este un semn de apreciere la adresa lui Mardoheu, care îl arată împăratul. Mai mult decât atâta, nu doar că îi dă inelul acesta, dar este pus și într-o funcție de conducere. Este pus în locul lui Haman, în locul la tot ceea ce făcea el, este pus Mardoheu. Acum el este conducător. Acum el este lider. Acum el este stăpân peste casa lui Haman. Acum el este stăpân peste lucrurile pe care le stăpânea Haman până acum. Toate lucrurile acestea le avea de acum Mardoheu. A fost înălțat în cinste și cinstea aceasta s-a văzut prin inelul pe care l-a primit și prin faptul că l-au pus în conducere. Acum, cu toată povestea aceasta despre Mardoheu, dacă ar fi să ne uităm și să vedem o lecție importantă, dacă ar fi să ne uităm și să spunem, domnule, din tot ce se întâmplă aici, din toată înălțarea aceasta lui Mardoheu, putem să învățăm ceva. Și putem să învățăm foarte clar că Dumnezeu, într-un mod extraordinar, întoarce pe dos planurile, întoarce planurile rele pe care, de fapt, le făcuse Haman, le întoarce toate și se schimbă situația, parcă cu susul în jos. Inelul trebuia să fie al lui Haman și nu mai este. Spânzurătoarea aceea trebuia să fie pentru Mardoheu și nu mai este. Conducerea trebuia să fie pentru Haman, el trebuia să fie stăpân și nu mai este. Toate lucrurile acestea se întorc pe dos. Mardoheu primește conducere, Mardoheu primește inelul și în loc să moară el, moare Haman. Și Dumnezeu ia toate lucrurile acestea, toate planurile acestea care erau deja făcute și foarte bine pregătite în mintea lui Haman, Dumnezeu ia toată povestea aceasta și o întoarce invers. Pentru ca să arate că El este stăpân în istorie, pentru ca să arate că El este conducător, indiferent de ceea ce hotărăște Haman.
indiferent de ceea ce hotărăște un om și indiferent de legea pe care ar da-o el, Dumnezeu este cel care în final hotărăște cum rămân lucrurile și ce poziție iau lucrurile. De aceea, dragii mei, acesta ar trebui să fie un adevăr care să ne încurajeze viețile. Așa că ne uităm în jurul nostru și parcă de multe ori vedem o grămadă de lucruri parcă sunt împotriva noastră. Asta este împotriva mea. La școală parcă cineva lucrează împotriva mea. Poate în familie lucrurile merg așa. Și poate toate lucrurile parcă nu par bune și parcă par întoarse invers. Oamenii aceștia au investit în rugăciune și Dumnezeu a întors lucrurile invers. Dumnezeu a purtat de grijă. Dumnezeu, care este un Dumnezeu suveran, s-a atins de ei. Mai mult decât atât, nu numai că investiția aceasta în rugăciune, investiția din capitolul 4, se vede prin înălțarea lui Haman, dar investirea aceasta în rugăciune se vede prin înălțarea Esterei. Și când spun asta, sunt versetele de la 3 la 8, pe care nu o să le mai citim încă o dată, dar ce se întâmplă aici este un act extraordinar. Estera din nou repetă această intrare abuzivă înaintea împăratului. Vă aduceți aminte că ea merge la împărat și n-avea ce să caute acolo în mod normal. Dacă împăratul nu i-ar fi întins toiagul, Estera ar fi trebuit să moară. Așa că ea, în urma rugăciunii, a mers acolo și a fost gata să-și riște viața, a intrat practic într-un mod abuziv înaintea împăratului, cu prețul vieții ei, a intrat acolo ca să obțină ceva. Și a obținut în momentul acela. Și împăratul i-a cruțat viața. În momentul acesta, Estera repetă intrarea aceasta înaintea împăratului. Și din nou merge acolo și din nou legea este și ordinea prin care funcționau lucrurile în împărăție era că ea trebuie să moară. Și din nou merge și împăratul îi întinde toiagul și din nou îi scapă viața. Cum se vede înălțarea Esterei? Înălțarea Esterei se vede în momentul acesta prin faptul că ea capătă trecere înaintea împăratului. Din nou capătă trecere. Și ea ajunge să capete trecere pentru că face câteva lucruri. Și uitați-vă în versetul 3. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului și s-a aruncat la picioarele lui, a plâns și l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman. Observați că ea, deși era soția lui, deși poate că mai făcuse odată treaba asta, mai intrase odată înaintea împăratului, de data aceasta merge din nou cu smerenie și merge din nou cu o atitudine extraordinară înaintea lui. Nu se duce așa oricum, nu ia lucrurile astea ca un lucru de apucat, ci intră cu sfială, cu reverență, cu smerenie. Și toate aceste gesturi ale ei au înduplecat inima împăratului. Au înduplecat inima împăratului ca să o asculte și ca să îi dea ceea ce ceruse. Cum vi se pare că ar trebui să intrăm noi în prezența lui Dumnezeu? Noi avem foarte multe cereri și de multe ori ne dorim foarte multe lucruri și venim înaintea lui Dumnezeu și rugăciunile noastre de foarte multe ori se rezumă la a cere multe lucruri. Și cerem ca Dumnezeu să ne dea cu tare și cu tare și cu tare și tot vrem multe, multe lucruri. Este exact lucrul care se întâmplă și cu Estera, doar că ea înțelege că atitudinea cu care trebuie să vină înaintea împăratului trebuie să fie una de smerenie, o atitudine potrivită ca el să o asculte, ca el să îndeplinească cererile. Dacă Estera s-ar fi dus acolo și ar fi spus, eu sunt soția ta, eu sunt împărăteasă, eu sunt cineva în împărăția aceasta, te rog să mă ascult și te rog să anulezi scrisoarea pe care a semnat-o Haman cu inelul tău, de fapt, te rog să o anulezi, te rog să o dai la o parte și să rezolvi cumva problema aceasta. Trebuie să mă asculți pentru că sunt soția ta. Estera nu face așa ceva. Ea nu vine, nu intră și nu pretinde că ar avea vreun merit. Vine cu o atitudine potrivită. Și putem să învățăm din locul acesta și este o lecție așa de importantă pentru noi. Când ne dorim ceva de la Dumnezeu, când ne dorim ca El să ne asculte, când ne dorim ca El să ne dea o binecuvântare, când ne dorim ca El să ne răspundă la oarecare rugăciune,
Care este atitudinea noastră? Cum venim înaintea lui Dumnezeu? Estera a venit înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns și l-a rugat. Imaginați-vă cum a venit femeia aceasta și cu fața la pământ l-a rugat frumos să oprească lucrurile acestea. Să facă ceva să le rezolve problema. Te rog să intervii cumva. Te rog să te ocupi de problema aceasta. Și cu o atitudine de felul acesta, împăratul a băgat-o în seamă și împăratul a ținut cont de ceea ce a spus. Când vine vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, credincioși și Dumnezeu, El este stăpânul și noi suntem robii. El este Cel care conduce, noi suntem cei care ne supunem. El este Cel care spune cu tare și cu tare și cu tare și noi suntem cei care facem. Dacă vrei ceva de la Dumnezeu, trebuie să-L rogi frumos. Dumnezeu nu este angajatul nimănui. De aceea, când venim noi în prezența lui Dumnezeu, când venim noi să ne rugăm, atitudinea noastră trebuie să fie una de reverență, de smerenie. Suntem copleșiți în prezența Lui și îl rugăm frumos. Estera face lucrurile acestea și primește ceea ce își dorește. Primește eliberare pentru popor, fapt care îl vom vedea în versetele care urmează. Și dacă ne uităm de la versetul 8 la versetul 16, 17, sunt niște versete asupra cărora aș vrea să ne uităm un pic mai mult și am văzut că investițiile spirituale, și anume rugăciunea, rodesc în viața acestor oameni și investițiile acestea se văd, în primul rând, prin felul că Mardoheu este înălțat, Estera este înălțată și mai mult decât atât, poporul este înălțat. Și știți foarte bine că legea care se dăduse și era semnată, era ștampilată, dacă vreți, cu inelul împăratului, legea era ca să moară toți, ca să-i piardă pe toți, printre care și Estera. Și ea era evreică. Și trebuiau să moară toți. Și acum, în urma cerințelor pe care le aduce Estera și în urma stăruinței ei înaintea împăratului, din cauza că inelul era din momentul acesta la Mardoheu, legea se schimbă și spune, scrieți altă lege, pecetuiți-o cu inelul meu și trimiteți-o la toți, în toate zonele în care a ajuns deja prima scrisoare, trimiteți-o încă o dată pe aceasta ca să le spuneți ceva. Acum ce aș vrea să vedem, un lucru foarte important, știm că legea aceea, prima care a fost dată, nu putea fi anulată sub nicio formă. După legea mezilor și perșilor, prima lege, primul edict care fusese dat, el nu mai poate fi anulat. Sub nicio formă. Nici chiar împăratul nu mai putea să anuleze, pentru că așa spunea legea. Așa că ce se întâmplă în versetele acestea nu este o anulare a verdictului care se dăduse deja, nu este o ștergere a ceea ce spusese deja, ci este o lege, un edict care se dă mai mare decât acesta, care îl completează într-un anumit fel. Împăratul nu spune, nu-i mai omorât sub nicio formă. Împăratul nu vine și anulează asta. Dacă citim versetele acestea, el nu spune anulați ceea ce am spus mai înainte. Nu spune ștergeți lucrul acesta, ci spune scrieți că din momentul acesta ei au voie să se apere. Scrieți că din momentul acesta și ei au voie să facă ceva. Este ceva mai mare, o a doua lege, un al doilea edict care se dă mai mare decât primul sau care îl completează pe primul, care rezolvă problema lor, de fapt. Cunoaștem noi oare vreun edict de felul acesta? Vreo lege de felul acesta, alta decât asta de aici? Plata păcatului este moartea. Poate să anuleze cineva lucrul acesta? Nu anulează nimeni. Plata păcatului, spune Scriptura, că este moartea. Dumnezeu n-a anulat asta. Dumnezeu n-a anulat Scriptura care spune că trebuie să plătim cu moartea pentru păcatele noastre, ci l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos care să vină să completeze
legea aceasta, prima lege care fusese dată, ca să o completeze cumva, și anume să o împlinească. Să vină El și să moară, să vină El și să rezolve problema aceasta ca să nu mai murim noi. Legea n-a fost anulată, plata păcatului în continuare este moartea, doar că Domnul Iisus a venit și a completat asta și a murit pentru oameni, pentru ca să nu mai trebuiască să moară ei. Și cine crede are viață veșnică. Cine vine și crede în Domnul Iisus Hristos, cine se apropie de El, cine intră în părtășia aceasta cu El, scapă de primul edict, de prima lege. La fel cum evreilor, iudeilor în locul acesta, li s-a dat voie să se apere, li s-a dat voie să facă ceva pentru viața lor. Este o lege așa de importantă și este un lucru așa de măreț care s-a întâmplat în dreptul nostru. Imaginați-vă, și sunt sigur că ați auzit lucrurile acestea de multe ori, dar încercați doar să recapitulați în mintea dumneavoastră și încercați să vă gândiți la toate lucrurile rele pe care noi le facem, la toate păcatele noastre, la toate lucrurile pe care noi le-am făcut și prin care am trecut. Pentru toate astea, noi suntem cei care trebuia să plătim cu moartea. Noi suntem cei care trebuie să plătim pentru asta. Asta spune legea. Și Domnul Iisus, din cauza că te-a iubit așa de mult, a venit și a rezolvat prima. Noi nu puteam să o rezolvăm sub nicio formă. Problema aceasta a păcatului nu puteai să o rezolvi tu sub nicio formă, în niciun fel, oricât de mult ai fi încercat. La fel cum problema aceasta, evreii nu ar fi putut să o rezolve în niciun fel. N-ar fi putut să facă ei nimic pentru asta. Ci vine cineva care a mijlocit pentru ei, vine și se roagă, vine și stă înaintea împăratului și obține o nouă lege. Se întâmplă exact ce s-a întâmplat la primul verdict, la prima ordonanță, dacă vreți, care s-a dat. Exact același lucru, logofeții sunt rugați să scrie că din momentul acesta iudeii au voie să se apere și să fie pusă pe ea ștampila, sigiliul împăratului. Și în urma veștii pe care o primesc, este un lucru așa de important, în urma veștii pe care o primesc cu privire la salvarea vieților lor, în urma acestei vești, oamenii ăștia se bucură. Oamenii aceștia iau cumva atitudinea aceasta de bucurie și peste tot a fost bucurie și a fost veselie, pentru că s-a întâmplat ceva cu ei, au fost scăpați de la moarte. Din momentul acesta, legea nu mai era omorâți pe toți și aveți grijă că dacă vreți să-i omorâți, ei au voie să se apere și dacă au voie să se apere, ei care sunt mulți, s-ar putea să vă biruiască. Dacă asta este legea, atunci cei care vreau să-i omoare s-au speriat și au spus, ar trebui să ne gândim de două ori. Și din cauza aceasta, concluzia versetului 17 este că mulți dintre cei care erau acolo și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a apucase frica de iudei. I-a apucat teama și când au văzut ce s-a întâmplat cu ei, când au văzut legea care a fost dată, când au văzut că s-au completat lucrurile și că împăratul gândește lucrurile altfel, oamenii au venit și au spus, ne ducem și noi. Venim și noi lângă ei și stăm și noi acolo, pentru că ce se întâmplă cu ei este un miracol. Asta nu se întâmpla toată ziua, ca împăratul să dea o lege peste altă lege. Asta nu era o chestie de ordine a zilei, acum am dat o lege, mâine mă răzgândesc, mai dau una peste, poi mine mai facem alta, că n-a fost bună a doua și așa mai departe. Era o chestie care nu se întâmpla de obicei. Era o chestie rară și unică. Și s-a întâmplat lucrul acesta și oamenii din celelalte popoare au înțeles, măi, cineva luptă pentru oamenii ăștia, ceva se întâmplă cu ei. De împăratul schimbă lucrurile, dă o altă lege. Și înțelegând că cineva mai mare lucrează, cineva mai puternic decât ei orchestrează lucrurile, au venit și au spus, ne ducem și noi cu ei. Ne ducem și noi de partea lor. Este foarte important că oamenii aceștia care s-au făcut iudei au văzut în viața iudeilor pe cineva mai mare decât ei. Au înțeles că la cârmă stă cineva mai mare decât ei. La conducere și la schimbarea acestor evenimente stă unul mai puternic, oricine ar fi fost el. Ce trebuie să înțelegem și noi
și cei din jurul nostru, este că la conducerea vieții noastre stă cineva mai mare decât noi. La guvernarea vieții noastre, la guvernarea vieții tale, la guvernarea vieții familiei tale, la guvernarea vieții bisericii, stă cineva mai mare decât conducerea bisericii. Cineva mai mare decât oamenii care sunt aici. Și anume Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta conduce lucrurile și le schimbă și le pune și le dă direcție și traiectorii exact așa cum vrea El, pentru că El este stăpânul și El este suveranul. El este Cel care nu răspunde în fața nimănui de ceea ce face. Lucrurile acestea care s-au întâmplat au creat bucurie în viața poporului. Aș vrea să vă întreb, este o întrebare evidentă, aproape care reiese din textul acesta. Faptul că noi am fost mântuiți, faptul că noi am fost scăpați de prima lege, și anume plata păcatului este moartea, ce creează asta în viața noastră? Faptul că știi că o să te întâlnești într-o zi în veșnicie și trăiești cu nădejdea aceasta, că te vei întâlni cu Dumnezeu în glorie, ce creează asta în viața noastră? Cum ne face să fim? Ne face să fim bucuroși. Ne face să avem atitudinea aceasta plină de mulțumire. Pentru că știi că vei trăi 50, 60, 70, 80, poate 100 de ani. Dar aceasta, în comparație cu o veșnicie, este nimic. Și având în vedere că veșnicia aceea o vei sta în prezența lui Dumnezeu, viața de aici, de pe pământ, ar trebui să fie o bucurie. Pentru că Dumnezeu te-a salvat și ți-a mântuit viața. Se văd investițiile spirituale. Se văd roadele rugăciunii prin înălțarea lui Mardoheu, înălțarea Esterei și înălțarea poporului. Sunt câteva lucruri cu care aș vrea să rămânem totuși în minte la final, sunt câteva concluzii pe care aș vrea să le tragem în urma acestor învățături din Scriptură. Și un prim lucru pe care aș vrea să-l vedem este că investițiile spirituale nu rodesc întotdeauna în momentul acela. La ce mă refer când spun asta? Dacă te-ai rugat acum, tu Estera, cu poporul, dacă te-ai rugat acum ca oamenii să fie scăpați, ca poporul să fie izbăvit, s-a întâmplat atunci? Nu s-a întâmplat atunci, au trecut cel puțin 3 luni de zile, până în capitolul 8, de la capitolul 4. Și nu se întâmplă în momentul acela și ei investesc și se roagă și așteptarea lor, ca și a noastră, este: Doamne, ascultă-ne! Doamne, am vrea să vin momentul acesta pentru că noi ne-am rugat și am investit în rugăciune, ne-am pus deoparte și am vrea să vedem acum. Și Dumnezeu îi învață pe oamenii aceștia lecția că investițiile acestea în rugăciune nu se văd întotdeauna în momentul acela. Ce s-ar putea să se vadă mai târziu, s-ar putea să se vadă peste 3 luni, peste 4 luni, peste 5 luni, sau s-ar putea să nu se vadă niciodată în viața ta. Poate nu o să vezi niciodată cât trăiești pe pământul acesta. Poate, spre exemplu, mulți dintre dumneavoastră vă rugați pentru cineva drag din familie. Și s-ar putea ca atâta timp cât trăiți dumneavoastră să nu se întoarcă la Domnul. Și dumneavoastră plecați în veșnicie și nu o să vedeți niciodată roadele rugăciunii. Dar când veți ajunge în veșnicie și când cei dragi pentru care v-ați rugat vor ajunge și ei, o să vedeți roadele. O să vedeți cum s-au îndeplinit. O să vedeți cum Dumnezeu a ascultat, poate nu atunci, într-o lună, două. Alții s-au rugat 40 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Dar poate mai târziu, poate în veșnicie s-au văzut. Și poate că Dumnezeu i-a cercetat și la un moment dat l-a schimbat viața. De aceea este foarte important să înțelegem că nu întotdeauna rezultatele rugăciunilor noastre se văd chiar în momentul acela. Mai mult decât atât, investițiile acestea spirituale rodesc dacă după ce ne-am rugat nu rămânem cu mâinile în sân, nu rămânem fără să facem nimic. Observați că oamenii aceștia s-au rugat și după ce s-au rugat n-au spus: Doamne, ne-am rugat, ia problema asta, rezolvă, noi de acum încolo suntem liberi, trăim cu vrem, facem ce vrem, ne-am rugat, ți-am spus ție, ocupă-te, te rog. Ei nu fac așa ceva. Ei nu iau problema, nu iau rugăciune, nu iau o dorință pe care o au și o pun în brațele lui Dumnezeu și: Doamne, ocupă-te de asta, când e gata să mă cauți, te rog, la ușă și să-mi spui: ți-am adus pachetul, am rezolvat problema. Ei n-au făcut așa ceva.
Și au continuat să stea și au continuat să trăiască o viață de smerenie, au continuat să trăiască o viață de ascultare în așteptarea împlinirii a ceea ce s-au rugat. Mai mult decât atât, și acesta este din nou un lucru foarte important și este a treia concluzie și cu aceasta aș vrea să și încheiem. Observați că investițiile spirituale rodesc mai mult decât te aștepți tu. Pentru ce s-au rugat oamenii aceștia, de fapt, în capitolul 4? Ei s-au rugat ca Dumnezeu să-i asculte cu privire la cererea pe care o au și să scape viața poporului. Așa este? În capitolul 8, Dumnezeu vine și îi binecuvintează și le dă ceva pentru care ei nu s-au rugat niciodată. S-au rugat ei vreodată pentru înălțarea lui Mardoheu? S-au rugat ei vreodată ca Mardoheu să capete cinste? S-au rugat ei vreodată ca Mardoheu să fie înălțat și să se întâmple cu el ceea ce s-a întâmplat în versetul 15? Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și cu o mantie de insubțire și purpură. S-au rugat ei să primească Mardoheu lucrurile astea? Ei nu s-au rugat pentru așa ceva. Dar se pare că Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar și Dumnezeu le răspunde la investiția aceasta în rugăciune mai mult decât s-au așteptat ei. Le dă mult mai mult. Le împlinește și ceea ce au cerut, dar mult peste. Și acesta este un lucru extraordinar despre Dumnezeul nostru. Așa că de multe ori vi s-a întâmplat să veniți să cereți un lucru și să spui, Doamne, vă dau un exemplu cu care m-am confruntat și eu și poate că și unii dintre dumneavoastră. Doamne, Tu știi situația aceasta și Tu știi că nu reușesc să plătesc cu tare lucru. Tu știi că nu reușesc să mă descurc în cu tare situație. Te rog, am nevoie de atâta ca să plătesc factura respectivă sau ca să rezolv cu tare situație. Și poate Te-ai rugat în felul acesta. Și Dumnezeu Ți-a răspuns la rugăciune și Ți-a dat mult peste. Mi-a spus, Doamne, este mai mult decât factura. Doamne, este mai mult decât aveam eu nevoie. Dar Îți mulțumesc pentru asta. Pentru că Dumnezeu răspunde într-un mod extraordinar și Dumnezeu știe să se ocupe și să-ți dea mai mult decât știi tu să ceri. Și pentru aceasta trebuie să fim mulțumitori. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem înspre Dumnezeu cu cel puțin un mulțumesc frumos și cu cel puțin o viață trăită după voia Lui. Investițiile spirituale rodesc într-un edict de iertare care este dat în locul acesta și edictul acesta creează bucurie pentru toată lumea și le scapă viața. Gândiți-vă cât de mult investim noi în rugăciune. Cât de mult investim noi în lucrurile pe care ni le dorim așa de mult. Cât de mult ne pasă de lucrurile acestea și cât avem răbdare ca Dumnezeu să împlinească. Eu mă rog pentru mine și cer de la Dumnezeu înțelepciune să știu să am răbdare și să învăț, să aștept răspuns la rugăciuni. Și după ce m-am rugat să nu stau și să nu fac nimic. Și aceea, lucrurile acestea mi le doresc ca să se vadă în viețile noastre. Să știm să investim în rugăciune și să-L așteptăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Și investițiile acestea vor rodi în vreun fel, mai devreme sau mai târziu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.